Turok, bo kanci. Thank you.
mulțumim, ați invitat să spunem bună seara și bun venit la Davis. Vă mulțumim că ați ales și în acest an, bună seara, domnul Nelu. Mulțumim că ați ales și în acest an să petreceți sărbătoarea claselor a 12-a și a 13-a. Îmi cer scuze pentru oarea eu le-am făcut, dar știu că e a 13-a. Vă rog să mă iertați, o să mă remarșez în seara asta. Dragi oaspeți, urăm fericitări absolvenților de la Covăcescu. Mult, mult succes în viață! Mult succes la bacalaureat și la facultate și unde doriți dumneavoastră să vă ducă pașii în viitor. Mulțumim domnilor profesori, mulțumim și părinților care au organizat această minunată petrecere. Pensiunea Davis încă o dată vă spune felicitări și bună seara, ospătarii noștri abia așteaptă să intre cu aperitivele. După obicei, rugăm din domnii profesori și avem și oficialități, salutăm prezența domnului primar și a domnului viceprimar. Domnul primar Cădelevii, aplauze! Un om care a făcut multe pentru municipiul Mărești și care cu siguranță va face în continuare, eu nu-l votez, dumneavoastră faceți ce doriți. Rugăm domnul profesor să vină să deschidă oficial, cu câteva cuvinte, sau de ce nu, direct pe domnul primar, dacă dorește. Domnule primar, stimați invitați, colegi, dragi absolvenți, sărbătorim în această seară un eveniment deosebit, un moment deosebit, absolvirea liceului. Cum spuneau, vă felicit în toată inima pentru această performanță și vă urez mult succes în continuare. S-a sfârșit o perioadă, perioadă frumoasă din viața voastră, liceul, urmează o altă perioadă mai grea, perioadă în care veți face cunoștință frumusețile, dar și cu capriciile vieții. O parte dintre voi o să meargă la facultate, cealaltă o să angajeze în țară și poate peste hotare. Important e ca acolo, oriunde veți afla, să nu uitați niciodată ceea ce ați învățat în acești ani de școală. Drumul pe care urmează să-l parcurgeți nu este pavat cu flori, este plin de obstacole. Foarte important este să treceți cu succes peste acesta. Un prim obstacol în calea voastră, și cred că îl simțiți, este examenul de bacalaureat. Sper din tot sufletul să reușiți pe deplin la acest examen, care să vă deschidă calea spre un viitor foarte frumos. Mult succes încă o dată, sănătate vă doresc, baftă și pentru această seară, distracție plăcută! Și acum, cu voia dumneavoastră, o să-l invit să vă spună câteva cuvinte pe domnul primar Viorel Ilie, care mi-a făcut cinstea de a fi mijlocul nostru în seara aceasta. Bună seara și bine v-am găsit! E clar că e o zi festivă, e o zi de bilanț, aș putea spune, în care trebuie să vă amintiți de cele ce au fost întâmplate până acum și, bineînțeles, la ceea ce va urma. Sunt convins că acești ani, anii de liceu, au fost ani frumoși pentru dumneavoastră și vă doresc ca și în continuare în viață să aveți parte de o viață frumoasă, asemeni anilor petrecuți în liceu, și, de ce nu, poate mai frumoasă. Trebuie să ne gândim la domnii profesori care v-au călăuzit, care v-au urmat, care v-au fost prieteni și dascăli și să le mulțumim pentru ceea ce au făcut pentru dumneavoastră. Trebuie să vă gândiți cu plăcere la colegi pe care să-i aveți o amintire plăcută în tot restul vieții dumneavoastră. Am avut în acești ani împreună și activități frumoase,
mă uit aici și îl văd pe viceprimarul adolescenților din Moinești, da? Cu care împreună și cu voi ne-am întâlnit în diverse ipostaze. Aș vrea să vă urez să aveți parte de bucurii și fericire, să fiți oameni împliniți, atât sufletește, cât și, de ce nu, material, să fiți mândri de voi și de ceea ce ați realizat și să vă gândiți cu speranță totdeauna că se poate și mai bine. Să fiți pozitivi, să aveți încredere în voi și să dea Dumnezeu să reușiți în viață. Mult succes! Dacă mai dorește cineva să vorbească, poate, poate din partea elevilor. Deci omul îi spunea cântecul ăla lui Binevidăt, sau cum se cheamă, să-l ascultăm în seara asta. Stimați invitați, în aplauzele dumneavoastră, sosește aperitivul într-o prezentare originală, ca întotdeauna. Thank you.
Come on.
special pentru băieții Ochela de Soare. Hai băieți, până mâine răbuneți, lângă mine stați și vezi care vezi, care vedeți.
eu și-am vrea fi. La 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 la. Ia-și da haina și cămașa de pe mine. Ai la 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 la. Și-aș fugi, da, și-aș fugi cu tine. Hey!
ești codibună, aladii, alada. S-a răsturnat o mașină, lele draga mea. Hei, șaca de gadanga mi se răbește anca toate diminețile. Șaca de gadanga mi se răbește anca fara de părinție. Șaca de gadanga mi se răbește anca toate diminețile. Yeah.
dire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus rien à encore. Mais ça, si le problème, la musique, ça prend les tripes, ça prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante.
Oh, my God.
La mulți ani, doamna Cătălina!
Toată lumea dansează Macarena după domnișoara. Foarte bine, dacă o faci acolo, nu la mine. Așa, acolo. Și una care știe. Hai, te rog frumos, așa. Alegría, cosa buena. Habla tu cuerpo, alegría.
a cantar un nuevo meneadito que viene y que va. A toda esa gente que aquí está presente, pero escucha mamacita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico que sea complaciente, este nuevo ritmo que está tan caliente. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, y ahí, 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 ahí. Me dice que soy loco, pero solo un poco. No soy tan pequeño, pero soy muy tremendo. Me gusta que tira, no hay nada. Y ahí, 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 ahí. Meneadito, meneadito, meneadito. She wanna get next. I know my name.
Yeah.
Nu mai bine, bine, dar
Oh,
Mândră-i mândră până doare, măi, măi, măi.
tanta marita. Cuando ella es sin marita, tanta marita. Mangay pas mandra sa pino y marita. Una chasa de mi
bucuria, ce mă facă iar mâia. Dumneavoastră suflește tortul. Yeah!
Frumoasă, frumoasă, frumoasă.